Connie vrea să devină balerină. O altă povestioară din colecția Prietena mea Connie de la editura Casa. Azi la operă e un spectacol pentru copii. Așezată pe un scaun din al treilea rând, Connie o privește vrăjită pe frumoasa din pădure adormită, dansând. Acum știe ce vrea să devină când va fi mare. Balerină! De atunci Connie dansează în fiecare zi prin living. Se rotește, țopăie și sare. Într-o zi, în timp ce dansa, Connie a răsturnat o vază, care s-a spart în bucăți. Mama este de părere că ar fi mai bine pentru Connie să învețe să danseze la o școală de balet. Și imediat după vacanță, o și înscrie la una. Prima oră de balet are loc într-o zi de marți. În vestiar, Connie își pune costumul de sport. Se uită curioasă prin sala de antrenament. Pe un perete vede o oglindă uriașă. În fața acesteia este o bară de lemn lungă. Profesoara de balet este tânără și drăguță. Copiii îi pot spune Ștefi. La început, cu toții se așează în cerc pe podea. Fiecare copil se prezintă și povestește ceva despre sine și astfel ajung să se cunoască repede. Picioarele voastre sunt ascultătoare? Întreabă Ștefi deodată. Connie o privește uluită. Nu înțelege ce trebuie să facă. Copiii trebuie să-și întindă vârfurile degetelor de la picioare mult în față. Așa arată picioarele ascultătoare ale balerinelor. Copiii exersează stând înșezut să-și întindă, să-și ridice și să-și încline în lateral degetele de la picioare. Dansatoarele și dansatorii trebuie să stea cu spatele drept. De aceea Ștefi merge de la un copil la altul și le îndreaptă cu blândețe spatele. Apoi copiii învață la bară poziția corectă a corpului de balet. Călcâiele picioarelor se ating, iar vârfurile degetelor sunt orientate spre exterior. Sugeți purta, spatele drept, fundul în față, strigă Ștefi. Ea îi arată lui Connie cum trebuie să-și țină brațele. Apoi le prezintă copiilor alte patru poziții de bază. Pentru a le denumi, folosește multe cuvinte necunoscute, pentru că la balet, pozițiile și pașii au denumiri franțuzești. După aceea, Ștefi pune muzică liniștitoare. Copiii așezați în mijlocul sălii trebuie să-și imagineze că sunt țurțuri de gheață. Curând, soarele își face încet apariția, iar țurțurii se topesc încet. Mai întâi li se topește capul, iar apoi întregul corp. Ca zăpada topită, râde Connie. Copiii se întind complet pe podea. Cu asta se încheie ora de balet. A fost amuzant și Connie abia o așteaptă pe următoarea. Connie își dorește un costum de balet și pentru asta merge cu mama la cumpărături. În magazinul cu articole de balet sunt dresuri minunate cu fuste înfoiate grozave, făcute din straturi multe de tul. Văzându-le, Connie ar vrea ca mama să-i cumpere un astfel de costum. Dar mama e de părere că un astfel de costum cu fustă numită tutu din tul se îmbracă doar la spectacol. Prin urmare, ele cumpără pentru Connie un dres roz drăguț cu fustiță și balerini potriviți. La următoarea oră de balet, Connie se descurcă mult mai bine cu pozițiile ciudate ale picioarelor. Acum copiii învață să facă plie la bară. Pentru poziția aceasta se îndoie genunchii, dar nu ca la gimnastică, în exterior. Picioarele formează o deschidere în formă de O. Apoi exersează întinderea unui picior în față și atingerea podelei cu vârfurile degetelor de la picioare. Luând poziția plie și având degetele de la picioare întinse, copiii dansează pe ritmurile muzicii. În continuare, Ștefi le pune o piesă muzicală care reproduce sunetele pădurii. Toți copiii trebuie să-și închipuie că sunt animale sălbatice. Connie trebuie să-și imagineze că este un pui de căprioară. De aceea, pășește mândră și sfioasă prin pădure. Se uită cu atenție în jur, trage cu urechea, apoi țopăie încrezătoare. Ștefi dansează alături de ei, saltă grațioasă ca o pasăre prin aer și apoi coboară foarte lin. Și copiii trebuie să sară prin aer cu degetele de la picioare întinse și apoi să revină foarte încet la sol. La început aterizează cu toții pe podea cu grația unei turme de elefanți, dar apoi coborârea devine tot mai lină. La sfârșitul orei, Ștefi le arată cum să-și ia rămas bun cu o plecăciune. La fiecare oră de balet, copiii exersează mai întâi la bară, apoi în sală. Connie învață cum să facă plie mare și să-și întindă picioarele în toate părțile. Pentru a deveni mobili, micuții se întind și se lungesc pe pământ deseori. Curând, Connie poate sta într-un picior pe vârfurile degetelor sau poate executa salturi ca o pisică. Oare când va putea face și spagatul? Azi Connie ajunge acasă foarte emoționată de la lecția de balet. Le povestește părinților că va dansa pe o scenă adevărată. Ea va fi un fulg de nea. Connie îi arată mamei de îndată dansul fulgului de nea. Copiii se pregătesc cu sârb pentru spectacol. Cu această ocazie, Connie va purta un dres cu tutu. În fața oglinzii, ea se rotește ore în șir pe vârfurile degetelor de la picioare. În ziua de dinaintea spectacolului, Connie exersează toată seara pașii de dans. Noaptea poate adormi din cauza agitației. Înaintea reprezentației, Ștefi face exerciții de încălzire cu copiii balerini.
de emoții pe când eu doare purtica. Nu pot dansa. E atât de rău mie. Oftează ea. Se tot uită prin deschizătura cortinei. Sunt așa de mulți spectatori. Conii simt prin picioarele grele ca plumbul. Dar deodată se aude muzica și cortina se ridică. Doar scena este iluminată. Iar spectatorii din întuneric nu se mai văd. Grupa lui Conii dansează ireproșabil. Spectatorii îi aplaudă îndelung pe micii balerini. A doua zi, poza copiilor balerini apare în ziar. Micii furși de zăpadă au dansat deosebit de frumos, scria sub imagine. Conii, mândră și fericită, lipește fotografia pe un perete din camera ei. Oare vor apărea în ziar și anul viitor? Conii face gimnastică. O altă cărticică din colecția prietena mea Conii, de la editura Casa. Conii țopăie fericită pe canapea și apoi sare pe podea. Mama se teme că s-ar putea lovi sau că buvnitura ar deranja vecinii. Oprește-te! Îi spune mama îndreptându-se spre ușă pentru că se aude soneria. Este doamna Kaiser, vecina care locuiește sub ei. A venit doar după un pachet. Zâmbește când o vede pe Conii sărind pe canapea. Și nepoate ei, Maia, îi place să se cațără și să sară. De aceea, ea merge la o sală de gimnastică pentru copii. Și Conii ar trebui să meargă la gimnastică, își dă cu părerea doamna Kaiser. Și ție ți-ar plăcea să te zbengui într-o sală de gimnastică mare, cu o mulțime de echipamente, alături de alți copii, nu-i așa, Conii? Conii crede că propunerea vecinei e grozavă, de aceeași părere e și mama, care sună imediat la clubul de gimnastică, iar marțea următoare se duc la sala de sport de lângă școala generală. În fața intrării așteaptă deja câțiva copii și părinți. Mulți dintre ei țopăie nerăbdători în fața sălii, alții se joacă de aprinsele. Conii preferă să o țină pe mama de mână până când se deschide sala de sport. În vestiar, ea vede bănci de-a lungul pereților, iar deasupra lor o mulțime de cârlige pentru haine. Copiii se schimbă în ținută de sport. Unii se descurcă singuri, alții sunt ajutați de părinți. Conii își pune singură pantalonii, dar are nevoie de ajutorul mamei, la tricoul cu dungi și pantofii de sport. Și mama își pune pantofi de sport, căci nimeni nu are voie să intre cu pantofii de stradă în sala de gimnastică. În sală, Conii și mama sunt întâmpinați de Elfie, profesoara de gimnastică, care distribuie mai multe mingi în sală. Bucuroși, copiii iau în primire mingile. Unii dau cu piciorul în ele, alții le aruncă în aer sau le rostogolesc pe jos. Două fetițe își împing o minge una spre cealaltă. O minge ajunge lângă Conii, ea o ridică și o aruncă lui Ole. Curând, este atât de absorbită de joc, încât nu observă că mama plecase de lângă ea ca să-i ajute pe părinți să asambleze echipamentele. Peste puțin timp, Elfie bate din palme și strigă. 1, 2, 3, jocul cu mingea s-a terminat. Fiecare copil își aduce mingea în locul pentru echipamente și apoi se așează în cerc, în mijlocul sălii de sport. Profesoara de gimnastică îi strigă pe nume pentru a vedea cine este prezent. Alți copii cântă împreună un cântec amuzant de bun venit, mișcându-se în ritmul melodiei. Conii încearcă să facă la fel ca ceilalți și își ridică mâinile deasupra capului sau sare în sus și în jos ca minge. După cântec, Elfie le prezintă echipamentele pe care le vor folosi, spunându-le și ce pot face cu ele. Le atrage apoi atenția să nu se joace pe saltele de sub inele și frânghii când un copil se leagănă sau se balansează pe aceste echipamente, deoarece se pot întâmpla accidente cu ușurință. Imaginați-vă că saltelele de acolo sunt râuri cu crocodili, spune Elfie. Copiii iau cu asalt echipamentele, se urcă pe lăzi și pe spaliere, alunecă și își țin echilibru pe bănci și sar pe saltelele moi. Elfie îi ajută pe unii dintre ei să se dea peste cap corect. Ea îi spune rostogolire. Conii este uimită de faptul că te poți rostogoli și înapoi. Exercițiul nu iese încă foarte bine, dar se descurcă grozav la rostogolirea în față. După aceea, Conii merge la spalierul pentru gimnastică, se cațără sus pe o bancă lungă, sprijinită de aceasta. Mama o ajută să se întindă pe bancă și să alunece jos. E foarte distractiv. Conii strigă, din nou! Apoi, ea se urcă pe o ladă mică și sare pe saltea. După un timp, devine din ce în ce mai curajoasă, îndrăznind să se urce chiar și pe o ladă foarte înaltă. Stă mândră acolo sus și privește în jur. Chiar trebuie să sară? Vai de mine, lada este mult mai înaltă decât măsuța de acasă. Din fericire, pe jos este o saltea moale și groasă. În cele din urmă, Conii îndrăznește să sară, ținându-o pe mama de mână. E amuzant cum se afundă în saltea. Conii mai țopăie puțin și se aruncă pe ea. Este foarte distractiv, dar Maia, care stă pe ladă, strigă. Fă-mi loc, Conii, și eu vreau să sar.
Noi provocări o așteaptă pe Connie. Ținându-se de o frânghie lungă, ea se leagănă deasupra râului de saltele, unde cu siguranță mișună crocodil. Își ține echilibru pe o bancă și se târăște după o minge mare într-o peșteră întunecată făcută din saltele. Înăuntru este foarte confortabil. Lui Connie îi place să se joace în peșteri și rămâne acolo o vreme. Dar apoi vrea să vadă ce face mami. Connie împinge o minge spre ea și se bucură când mama o prinde. Își ține echilibru pe o bancă și se târăște după o minge mare într-o peșteră întunecată făcută din saltele. Înăuntru este foarte confortabil. Lui Connie îi place să se joace în peșteri și rămâne acolo o vreme. Dar apoi vrea să vadă ce face mami. Connie împinge o minge spre ea și se bucură când mama o prinde. Apoi se agață de inele și se leagănă înainte și înapoi ca o maimuțică la grădina zoologică până când brațele îi devin grele de oboseală. Dar cel mai mult îi place să sară pe trambulina mică și rotundă. Nu s-ar mai opri din sărit. Ce minunat e să zbori, dar ceilalți copii așteaptă cu nerăbdare să le vină și lor rândul. După ce a făcut de 5 ori turul echipamentelor, obrajii lui Connie sunt foarte roșii. Este fericită să o audă pe Elfie bătând din palme și strigând: toți copiii să vină la mine! În timp ce mamele și tații dezansamblează echipamentele, în cealaltă parte a sălii copiii se joacă foc, apă, gheață și furtună. Când Elfie strigă furtună, toți copiii se întind pe podea. Când aud cuvântul apă, ei trebuie să sară repede pe o plută de saltere, iar la foc să alerge spre peretele cu ferestre. La gheață, toți încremenesc. Cine se mișcă este eliminat. După joacă, părinții și copiii se adună în mijlocul sălii și se prind de mâini și dansează în cerc. La final cântă cu toții: cu toții merg acum acasă. Dar cea mai bună recompensă îi așteaptă la finalul activităților. Copiii se pot urca pe căruciorul cu saltele pentru un tur prin sala de gimnastică. Ei se așează și se țin bine. Părinții se asigură că nu cade nimeni. Connie găsește plimbarea cu căruciorul foarte distractivă. În cele din urmă, saltelele ajung în sala cu echipamente, iar copiii în vestiar. Lui Connie este sete. Ce bine că mama are o sticlă cu apă la ea. Connie golește jumătate din sticlă. Apoi, cu ajutorul mamei, își îmbracă hainele de stradă. Echipamentul de sport se pune înapoi în geantă. Seara, Connie îi povestește tatei despre prima ei oră de gimnastică. Face o tumbă pe canapea și arată cum a sărit de pe ladă. Tata promite să o însoțească săptămâna viitoare ca să vadă totul cu ochii lui. Este încântat că lui Connie îi place atât de mult să facă gimnastică într-o sală specială alături de alți copii.